Ja, nemlig. Jeg kommer for at komme med og gøre selv det. Mai aproape înseamnă mai aproape. Păi, că-mi consumi. Hai să ia, dacă aici nu mai este. Bravo, domnului. Suntem aici să-mi primim domnului. Uite ce mare. Ai botezat pe frații noștri care au crezut într-un mod personal că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru ei. Credem că harul Domnului care s-a atins și de noi și peste ei și de aceea dăm slavă cerului. Înainte să intrăm în apă, fratele Beni mă va ajuta și mulțumesc Domnului pentru el. Totodată rog să dea printr-o rugăciune să ceară binecuvântarea Domnului și totodată să-i mulțumească Domnului pentru această zi. Doamne Tată, venim înaintea Ta și în primul rând, ca și biserică, vrem să-ți mulțumim pentru că Tu ești Domnul nostru. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că Tu te-ai îndurat de fiecare dintre noi și ne-ai arătat dragostea Ta, Doamne, prin felurite feluri, Doamne. Doamne, astăzi e despre Dani și Irina, Doamne. Ei au decis, după o perioadă mai lungă, mai scurtă, eu nu știu, dar Tu știi exact, să te mărturisească atât în apă, cât și în fața martorului nevăzuți, ca Domn și Mântuitor în viața lor. Te rog, Tată Ceresc, să binecuvintezi Tu alegerea lor, Doamne. Te rog să binecuvintezi cu putere, Doamne. Doamne, va urma un timp în viață care Satana, dacă s-a chinuit până acum să-i tulbure, de acum va fi ceva mult mai mult, Doamne. Te rog, Tată Ceresc, Tu să fii sprijinul lor, Doamne. Amin. Te rog, Tată Ceresc, sângele Tău și Duhul Tău ce Sfânt să fie deasupra lor, Doamne. Noi îți mulțumim și ne bucurăm foarte tare, Doamne, pentru că ei au decis să facă această alegere. Și, Doamne, cu mintea mea și cu ochii de carne, nu pot să-mi imaginez ce bucurie mare în cer. Dacă noi am vedea cerul deschis acum și cum îngerii aplaudă pentru Dani și Irinel, cred că am cădea toți în genunchi, Doamne, și vreau să simțim așa o legătură între noi și cer, Doamne, pentru că astăzi se întâmplă un eveniment foarte special, Doamne. Astăzi Dani și Irinel spune nu păcatul și spune da pentru cer. Și îți mulțumesc pentru asta, Doamne. Doamne, probabil au venit prieteni care văd acest eveniment pentru prima oară în viața lor. Te rog, Tată Ceresc, Tu să binecuvintezi acei prieteni. Amin. Tu, Tată Ceresc, să fii peste mintea lor și peste inima lor, Doamne. Tată Ceresc, dacă sunt oameni aici care încă nu au luat această decizie și se întreabă oare e momentul, oare e timpul, sunt suficient de matur ca vârstă, ca și minte. Doamne, Tată, ce știu în dreptul meu e că niciodată n-aș fi fost pregătit să mă botez și să te aleg pe Tine, dar Tu ai fost pregătit să mă primești și să mă curățești. Și te rog, Tată Ceresc, Tu să primești inimile și mințile tuturor care vor să te aleagă, Doamne. Dar asta mă rog, Doamne, ca ei să înțeleagă că și ei trebuie să facă un pas. Dacă Tu faci, Doamne, 10 sau 1000 de pași, și noi trebuie să facem un pas, Doamne. Amin. Dani și Irinel au făcut un pas și îți mulțumim că Tu ai venit alergând spre ei, când Tu ai văzut că ei vor doar un pas să facă. De aceea mă rog, Doamne, și pentru prietenii noștri, ca să Te aleagă și să nu le fie rușine, Doamne. Să nu le fie rușine de Tine, Doamne. Să nu le fie rușine de,
de mâna ta, de curățirea ta. De multe ori, Doamne, nu ne rușine să facem atâtea lucruri, dar Tu, Tată Ceresc, când e vorba să te mărturisim, ne rușine, de aceea mă rog, eliberează-ți acest lucru de rușine, așa cum Tu astăzi ai eliberat la Dani și la Irinel. Și îți mulțumesc pentru asta, Doamne. Doamne, astăzi mai sunt locuri și nu doar două care le eliberează Dani și Irinel, ci mult mai multe. Și dacă sunt oameni mai mulți, Doamne, nu în momentul ăsta, ar fi minunat, dar lucrează Tu la mintea lor și la inima lor să-și pună întrebări. Ce s-a rugat băiatul ăla? Ce a predicat oamenii ăia? Ce au spus oamenii aceia despre mântuire? Vreau să caut și vreau să înțeleg mai mult. Și te rog, Tată Ceresc, în felul în care Tu îl faci glorios și pe înțelesul lor, vorbește-le Tu. Îți mulțumesc încă o dată pentru că Tu ne-ai arătat dragostea Ta prin vreme. Au fost două zile de ploaie, Mihaela mi-a zis că tot weekendul va fi plin de ploi, dar astăzi simt cum Tu, Doamne, ne încălzești atât cu dragoste cât și cu soare și căldură. M-am rugat toate astea, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haide să ne zic. Domnul să vă binecuvânteze. Ia-i de mână. Am îndoit să vă curând. Bravo, Domnule! Am botezat în octombrie, pe 20 octombrie. Sper să se întoarce. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da, și înapoi. Crezi că Dumnezeu e Domnul și Mântuitorul vieții tale personale? Da. Până când ai de gând să-L urmezi pe Domnul? Până de nicio zi. Amin. În baza mărturiei tale, în fața vaștrilor văzut și nevăzut, să botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nimic nu mă va plinti pe cale, nimic nu mă va plinti pe cale, să-L urmez pe Iisus, m-am
venim cu mulțumire înaintea ta. Să-ți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că tu ai primit singurul fiu, Doamne. Să moară, Doamne, pentru păcatele noastre. Mulțumim, Doamne, pentru frații noștri, pentru Irinel și pentru Dani, Doamne. Că au ales, Doamne, să te mărturisească în apa botezului, Doamne. Și știm, Doamne, că astăzi au murit, Doamne, față de vechea fire, Doamne. Și au înviat în harul tău, Doamne. Să-ți mulțumim, Doamne, și te binecuvântăm. Har și binecuvântare. Îți cerem pentru viața lor, Doamne. Să fie preoți în casele lor. Să-și conducă, Doamne, copiii, să-și conducă nevestele, Doamne, pe calea pe care Tu o dorești. Să pună, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, în familia lor. Să pune, Doamne, rugăciunea, Doamne, și relația cu Tine, Doamne, în inima copiilor și a soțiilor. Să-și conducă, Doamne, viața prin Harul și prin Duhul Tău Sfânt, Doamne. Păi, Doamne, roditor, Tatăl nostru, Doamne, și protejează-i, Doamne, împotriva, Doamne, atacurilor celui rău. Îți mulțumim, Doamne, pentru ei. Te binecuvântăm și îți mulțumim, Doamne, că Tu ai revărsat har peste Biserica Emanuel. În numele Domnului Iisus te binecuvântăm. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, încurajați-i, fotografiați-vă și dați slavă cerului. Haideți să facem o poză așa de grup acolo pe iarbă. Luați-i brațe, sunt apretat. Haideți acolo pe iarbă. Ești bun! Fără lui Irinel, te rog să fii alături de noi. Nu. De ce? Ți-e rușine cu noi? Nu, Doamne, ferește! Te rog, ține și mie camera, că filmează. Haide! Filmează acum, nu mă să o ții. Că mă duc să fac și o fotografie. Stai că ți-o dau și pe Maria cu fii de camera. Băi, eu, chi te mor. Vino aici lângă el, că e fratele tău. Stai registrând. Really? Slăvit să fie Domnul! Amin. Daniel, unde e? Ești mai în față. Hai mai în față. Hai mai în față. Acum așa vreau să vă mișcați. Nu vă mișcați. Vorbiți cu noi, fotografii. Păi poți să te duceți-vă și voi, să fac eu una. La cine ne uităm? Ok, hai, la Miha. Stați acolo. Ghișeu, Revalo. La Miha. Mai vei tinsul, da. Poți să faci tu? Poți să faci asta. Mă tinsul.